Reprezentanții partidelor politice din municipiul Pașcani au împărțit flori doamnelor și domnișoarelor pe străzile din oraș cu ocazia zilei de 8 martie. Socialdemocrații au oferit simbolic sute de trandafiri roșii și urări pentru o primăvară frumoasă. Cam fiecare an, organizația Partidului Social Democrat sărbătorește femeile pășcănene și vrem cu acest mic simbol, oferind o floare, să le urăm tuturor multă sănătate în primul rând, multă pace în suflet și multă liniște. La mulți ani, dragi femei, la mulți ani, dragi mămici, la mulți ani, dragi bunici. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femei, urez pe această cale multă sănătate, gânduri bune, fericire, iubire și tuturor mamelor, doamnelor, bunicilor și un călduros la mulți ani. O primăvară frumoasă! La mulți ani, primăvară frumoasă! La mulți ani să ne vedem și dea Dumnezeu. Primăvară frumoasă, la mulți ani. La mulți ani. Mulțumim frumos. La mulți ani, doamnele. Primăvară frumoasă. La mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc. Primăvară frumoasă. Primăvară frumoasă, la mulți ani. Sorin Olariu de la PMP a împărțit și el brațuri de flori reprezentantelor sexului frumos pe străzile din municipiu, dar și prin magazine sau societăți comerciale. Da, mulțumesc frumos! Reprezentanții liberali împreună cu președintele organizației locale PNL, Marius Pintilie, au oferit trecătoarelor lalele galbene. Din partea organizației PNL Pașcani, în calitate de președinte, doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor din municipiul nostru sănătate în primul rând, numai lucruri bune să le se întâmple în viață și le doresc o primăvară frumoasă, mult mai călduroasă decât ziua de astăzi. La mulți ani încă o dată. La sfârșitul săptămânii trecute și organizația locală Pro-România, coordonată de Cristian Rățoi, viceprimarul orașului, a oferit flori, mărțișoare și felicitări doamnelor și domnișoarelor din suburbii și municipiu.